Mă numesc Mitică, vreau să vă spun despre viața mea puțin, să vă fie de ajutor. Singur, m-am născut într-o familie de oameni creștini, credincioși, dar când eram copil, nu-L cunoșteam pe Domnul, dar umblam la casa de rugăciune, la biserică, pentru că îi plăcea lui mama. Dar am crescut mare și am plecat de acasă, m-am dus să învăț la școală, mai departe m-am dus în Ucraina, pentru că atunci și pe timpul și ala, de fapt, asta e de mult, pe timpul și ala, care erau din familii creștine, pe noi ne-au învățat că comunismul sau asta e împotriva lui Dumnezeu și n-am vrut să fiu consumolist, avem probleme cu școlile și ne-am dus acolo unde era puțin atenție trasă la consumoliști, trecem mai mulți acolo, am învățat, pe urmă am plecat de acolo în Kazahstan, dar am trăit o viață cum trăiau atunci tineri fără Dumnezeu, nu-L cunoștem pe Dumnezeu. Și m-au luat în armată, tot așa, trăiam cum trăiesc toți, fără Dumnezeu. Am uitat de cei și m-au mai învățat părinții, nici nu m-am gândit. De acolo, când din armată, avem doi colegi care au fost luați cu un an înaintea mea în armată și când s-au eliberat, s-au dus undeva departe, în Vladivostok, acolo, și trebuia să mă duc și eu, dar trebuia să întrămat o chemare acolo la purtem cu vapoarele peste graniță. Atunci era ceva foarte curios, pentru că Uniunea Sovietică era închisă, dar peste graniță i-am povestit eu că vedeau una și alta. Dar trebuie să ai ceva, oare pașaport, buletin sau o foaie ceva să înlocuiască cu ștampilă. Și de acasă nu vreau să întrămată, în multe rânduri am cerut. Și am venit, m-am hotărât să vin acasă, era cam departe, sunt eu și întrebește, sunt eu rămas bun, 2 ani nu văzusem părinți, frață și să plec. Am ajuns acasă, dacă era cam departe, am ajuns pe 25 decembrie, creștinii sărbătoreau nașterea Domnului. Și tăman am ajuns seara de acum, noaptea, și frații mei și surori, 2 surori și 2 frați erau duși la o întâlnire cu tineri creștini. Eu m-am dus eu cum eram îmbrăcat în militar să-i văd, n-aveam răbdare. Vreau să vă spun un lucru, că până atunci și eu în viața mea n-am plâns niciodată. Avem o inimă așa de tare, nu știu de ce, da? Și nu mă pregândeam la Dumnezeu, dar se vede că rugăciunile la părinți au ajutat. M-au așezat pe un scaun în mijloc și nu mi-au spus nimeni nimic. Dar cântau o cântare, oare e de vreme să-ți dai tu inima Domnului Iisus? Și vă spun drept că am început să plâng așa tare și nu putem să mă rețin, nu putem să mă opresc de fel. Și prima dată în viața mea eu am plâns și încă așa tare și am înțeles și am spus că asta este Dumnezeu, dragostea Lui, puterea Lui. Un om nu poate să facă așa ceva. Și de atât așa vreau să depun mărturie asta, că aș vrea cumva să căutați sau să vă lăsați să vă atingă Domnul și pe dumneavoastră, care poate n-ați fost atinși. Am început să plâng tare și puternic și am spus, Doamne, înțeleg că ești Tu. Te rog, ajută-mă să ies de aici, din mijloc, de acum eu mă pocăiesc și am să slujesc Ție. Și am ieșit de acolo, desigur că au văzut mulți lacrimile mele, dar din ziua așa viața mea s-a schimbat. Gândurile mele, planurile mele s-au schimbat. Și îi mulțumesc Domnului și de atunci vreau să vă spun că sunt ani de zile, am trăit cu El, n-am regretat niciodată. Și așa o viață bună, chiar prin suferinți, prin neajunsuri, cu El biruim prin toate și suntem, avem o fericire și o nădejde veșnică. Asta este dragostea și bunătatea Lui. Dacă mai sunteți aici, care mă auziți și mă ascultați, încercați, dragii mei, o viață adevărată din toată inima cu Domnul este o fericire. Vreau să mai spun, dacă cumva printre ascultători sunteți care nu-L cunoașteți pe Domnul, nu v-ați pocăit, țineți minte, El e stăpânul stăpânilor, creatorul lumii și fiecare trebuie să ne întâlnim cu El. Și să avem o întrebare și vreau să vă gândiți, cugetați la o întrebare. Când a să vă întâlniți cu El, dacă a să vă întrebi, deși nu te-ai pocăit, și vei spune atunci? De atâta și când auziți mărturii, de atâta vreau să depun mărturia, să-L găsiți pe Domnul mai mulți, iar așei care suntem frați în Domnul să ne dedicăm viața Lui cu totul. Cu Domnul este bine, slăvit să-i fie în numele. Amin. Fratele Mite, am o întrebare. Acum sunteți nevăzător, dar nu 100%, nu vedeți ceva, un pic vedeți.
Da, puțin văd. Puțin vedeți. Da. Dar nu-L învinuiți pe Dumnezeu de ce ați pierdut vederile? Că ați fost tânăr și ați văzut bine, ați fost șofer și acum nu mai vedeți. Nu-i divină Dumnezeu în toate astea? Nu, de fel. Eu am înțeles și cred că toate astea pentru binele meu au fost să mă apropii mai tare de El. Și vreau să vă spun încă un lucru, că eu de fapt am darul cântării, dar tare mult am îndrăgit cuvântul Domnului. Eu citesc cam așa un aparat, mărește litere și citesc, l-am iubit și îl iubesc și tare l-am îndrăgit. Cei și vă îndemn pe fiecare, luați-l, asta este viață, mai ales care vedeți, care sunteți sănătoși, îndrăgiți cuvântul Domnului și citiți-l. Eu mă sunt foarte fericit și știu că nu-i nimic la întâmplare. Îi mulțumesc Lui și de mica vedere care o am, așa îi mulțumesc. Foarte frumos. Puțini oameni mulțumiți în zilele noastre. Acum, dacă spuneți că nu-L învinuiți pe Dumnezeu din cauza vederii, atunci cui datorați ceea ce s-a întâmplat? Sorții? Așa a fost soarta? Sau de ce s-a întâmplat așa? Nu, pentru mine e foarte clar că nu-i nimic la întâmplare. Asta a fost calea, că Domnul să mă apropie de El mai bine cu toată inima și eu cu toată inima îi slujesc Lui cu bucurie, cu dragoste, tot ce pot face pentru El o fac în dragoste. Și eu cred că asta a fost planul Lui să-mi salveze veșnicia, că aici pe pământ suntem trecători. Deci împliniți versetul mai bine fără ochi în Împărăția lui Dumnezeu decât cu ambi ochi în ghienă. Amin. Asta e corect. Domnul să vă dea har și multă binecuvântare. Mulțumim. Dacă este puțin timp, poate vreau să cânt o cântare, tot prin care arată că glasul Domnului te cheamă să vii la El. Când glasul Domnului te cheamă, o suflet drag, de ce n-asculți? De ce tot umbli în calea care i-a dus la iad pe cei mai mulți? O, vinul toarce-te și lasă păcatele în care trăiești. Din mâna Domnului iertarea, acum chiar azi poți să o primești. De ce ne socotești chemarea? De ce ne păsător petreci? Nu-ți pasă ție de al tău suflet? De ce vrei să ți-l pierzi pe veci? O, vino întoarce-te și lasă păcatele în care trăiești. Din mâna Domnului iertarea, acum chiar azi poți să o primești. Azi ușa harului deschisă, mai poți și tu să mergi pe ea. Iertarea de păcat te așteaptă. Oare nici azi să vii n-ai vrea? O, vino întoarce-te și lasă păcatele în care trăiești. Din mâna Domnului iertarea, acum chiar azi poți să o primești. Să nu mai lași să treacă vremea, să nu zici mâine voi veni. Azi poate-i ultima chemare, dar mâine prea târziu va fi. O, vino întoarce-te și lasă păcatele în care trăiești. Din mâna Domnului iertarea, acum chiar azi poți să o primești. Acum chiar azi poți să o primești. Amin.